în fața unei lentile convergente cu distanța focală de 20 cm, se așează o lumânare la distanța de 60 cm. Se cere. Desenează formarea imaginii lumânării în lentilă, calculează coordonata, adică distanța la care trebuie așezat un ecran pe care să se formeze imaginea clară a lumânării, de câte ori este mărită sau micșorată imaginea, să caracterizăm această imagine formată și câte dioptrii are această lentilă. Am notat aici datele problemei. Distanța focală se notează cu f mic și este de 20 de centimetri. Distanța obiectului, în cazul nostru lumânării, până la lentilă este de 60 de centimetri, însă o luăm negativă deoarece este pe axa numerelor întregi negative, adică de la 0 spre stânga pe orizontală. La distanța focală F se lasă semnul plus, fiindcă este lentilă convergentă și aceasta refractă lumina prin focarul pozitiv. Se cere distanța de la imagine la lentilă, de câte ori este mărită, respectiv micșorată, rămâne de văzut, și convergența acestei lentile. Vom începe prin a face desenul formării imaginii acestui obiect, în cazul nostru lumânarea, într-o lentilă convergentă, cum este cea dată. Desenăm prima dată axa optică principală, apoi desenăm lentila convergentă, sus punem vârful în sus și jos vârful lentilei în jos. Acesta este simbolul unei lentile convergente. Apoi, unde se intersectează axa optică principală cu lentila, punem centrul optic al lentilei notat cu 0 sau O. De o parte și de alta față de lentilă avem cele două focare ale lentilei. Dacă avem distanța de 20 de centimetri, să luăm cam aici un centimetru să fie 10, 20, să respectăm. Să zicem, iau la 2 centimetri pe axa numerelor negative focarul F1, focarul negativ, și tot la 2 centimetri, în partea dreaptă, pe axa numerelor pozitive, focarul pozitiv. Mai avem centrul de curbură, avem distanța focală OF1 egal cu OF2, iar centrul de curbură al lentilei se află la dublul distanței focale. Deci dacă am luat aici 2 cm, mai iau spre stânga tot 2 cm și punem centrul de curbură. Iar obiectul nostru este așezat la 60 de cm, deci avem aici 20, 40, mai luăm încă 2 cm. Și aici așezăm obiectul, care îl notăm cu A și facem un segment cu săgeată. Și obiectul notăm cu AB. A este baza obiectului și B vârful obiectului. Ducem prima rază. Din vârful obiectului se duce o dreaptă paralelă cu axa optică principală până întâlnim lentila. Iar de aici, de unde întâlnim lentila, această rază de lumină se refractă prin focarul pozitiv, fiind o lentilă convergentă. Deci o trecem prin focarul pozitiv. Aceasta este prima rază care trebuie dusă pentru formarea imaginii. A doua rază se duce tot din vârful obiectului să treacă prin centrul optic al lentilei. Și o prelungim până se întâlnește cu prima rază. Aici, unde s-a întâlnit cu prima rază, avem vârful imaginii obiectului, fiindcă amândouă razele au fost duse din vârful obiectului. Și îl notăm cu B'. Ducem perpendiculară pe axa optică principală
Aici avem baza imaginii, A' și săgeata o ducem cu vârful în vârful imaginii. Iată imaginea formată A'B'. Aceasta este la punctul A mic. La punctul B mic calculează coordonata la care trebuie așezat un ecran pentru a se forma imaginea clară. Deci aici se formează imaginea, deci aici va trebui să punem ecranul. Și de se cere distanța de la imagine la lentila. Pentru acest lucru vom aplica formula lentilelor subțiri, și anume 1 supra F egal cu 1 supra X2 minus 1 supra X1. Unde X2 este distanța de la imagine la lentilă, deci aici, aprim O, iar X1 este distanța de la obiect la lentilă. X1 întotdeauna se ia negativ, cum vă spuneam, este pe axa numerelor întregi negative. Și înlocuim. Avem 1 supra. Nu mai transformăm în metri și prin urmare vom obține această distanță X2 tot în centimetri, cum le înlocuim pe toate. 1 supra, distanța focală 20, egal cu 1 supra X2, X2 fiind necunoscută, minus. Aici avem, deschidem paranteză fiindcă X1 este negativ, minus 1 supra 60. Și deci obținem 1 supra 20 egal cu 1 supra X2 plus, minus ori minus plus, 1 supra 60. Și îl scoatem acum pe 1 supra X2 egal cu ce era în partea opusă, 1 supra 20, și pe 1 pe 60 îl dăm în partea cealaltă schimbându-i semnul, minus 1 supra 60. Și aducem la același numitor. Trebuie să amplificăm aici cu 3. Și avem la numărător 3 minus 1 ne dă 2 și numitorul comun 60. Simplificăm prin 2 și rămâne 1 supra 30. Deci dacă 1 pe x2 egal cu 1 pe 30, înseamnă că x2 este de 30 cm. Este conform și desenului, fiindcă ne-a dat cu plus x2, înseamnă că se formează în spatele lentilei, fiind o imagine reală. Deci, din acest motiv, fiindcă este mai mare ca 0, este o imagine reală. La punctul C mic ne cere de câte ori este mărită sau micșorată imaginea. Noi, deocamdată, vedem pe desen că ne-a ieșit micșorată. Să vedem conform calculului, aplicăm formula măririi liniare transversale, notată cu beta, care este egal cu Y2 supra Y1, unde Y2 este înălțimea imaginii A'B', iar Y1 înălțimea obiectului AB. Dar noi nu avem aceste înălțimi. Și scriem și cealaltă formulă, egal cu X2, distanța de la imagine la lentilă, supra distanța de la obiect la lentilă, X1. Acestea două le avem, prin urmare putem să calculăm. Și ne dă X2 ne-a dat 30, supra X1 în datele problemei, minus 60 de centimetri. Simplificăm prin 30 și ne dă minus 1 supra 2. Ce semnificație avem pentru faptul că ne-a ieșit valoarea negativă? Deci, deoarece mărirea transversală liniară ne-a dat negativă, rezultă că imaginea este răsturnată. După cum vedem și în desenul făcut la punctul A. Ne-a dat, înseamnă bine, calculul. Deoarece beta este un număr subunitar, adică mai mic decât 1, subunitar,
Rezultă că imaginea este micșorată, adică mai mică decât obiectul. Ca să calculăm de câte ori a fost micșorată, fiind micșorată, vom calcula x1, numărul mai mare, supra x2, ca să vedem de câte ori este micșorată. Și deci avem x1 60. Nu mai ținem acum cont de semne, că nu ne interesează acum convenția de semne, supra x2, care ne-a dat 30. Și simplificăm prin 30 și ne dă că a fost micșorată de 2 ori această imagine. Deci avem imagine răsturnată, după cum se vede și pe desen, mai mică decât obiectul AB și mai este și o imagine reală, fiind formată la intersecția razelor refractate și care poate fi proiectată pe un ecran. Imaginele reale se formează în spatele lentilei. La punctul D mic, ni se cere să calculăm câte dioptrii are această lentilă. Prin urmare, trebuie să calculăm convergența lentilei. Convergența este inversul distanței focale. Numai că, ca să calculăm convergența, distanța focală obligatoriu trebuie să fie în sistem internațional, adică în metri. Și vine 1 supra 20 de centimetri transformați în metri ne dă 0,2 metri. Și împărțim 1 la 0,2 metri și ne dă 5,83. Care se notează cu delta mic. Punem săgeată și la a doua rază.